Salut, cum ți s-a părut meciul de azi? Salut, da, a fost un meci foarte dificil, ținând cont că mulți jucători au plecat înainte de terminarea campionatului și nu rămâne decât să formeze nucleu pentru anul viitor și să obținem rezultate cât de cât, sau nu obținem rezultatelor importante, cât e important să joace cât mai mult juniorii care vin din urmă, să prindă încredere și să pregătească pentru anul viitor. Ce s-a părut greu să joci pe ploaie? Nu, ploaia, dai seama că e un factor care pentru noi fotbaliști e ceva normal. L-am întâlnit încă de mici, la fiecare meci, și e ceva normal. Cum ți se par colegii tăi de la Brăila? Da, ținând cont că au fost multe probleme, stai seama, e un colectiv nou, se va forma un colectiv nou, cu jucători tineri, cu jucători care o să vină probabil din vară. Pentru că eu nu știu ce o să întâmple din vară, dar sper că e ok pe tradiții Brăila și sper să revină cât mai repede în Liga a doua, fotbalul românesc. Ok, mulțumesc.